Deci fișiera captativă, elementele de trigonometrie. Primat, punctual. Să scriem formula pentru sinus de minus B. Egal cu Sinus de A cosinus de B minus sinus de B cosinus de A. Corect. La punctul B. Să calculăm sinus de C în pi supra 7, cosinus de 13 pi supra 28, minus cosinus de 5 pi supra 7, sinus de 13 pi supra 28. Asta e eu. Ce recunoaștem aici? Ar veni sin A ori cosinus de B minus cosinus de B ori sin A. Așa, minus cos de B sin A. Sin A cos B minus cos B sin A. Sau minus sin B minus sin B cos A. Minus sin B cos. Deci vine sin A cos B minus cos B sin A, da? Da, și va fi formula sinus de A minus B. Dar formula sinus de A minus B, adică sinus de paranteză 5 pi supra 7 plus minus 13 pi supra 28. Așa. Și se amplifică prima cu? Cu 4. Așa. Și este egal cu sinus de 25 pi. Nu, 20 pi. 20 pi supra 28 așa minus 13 pi supra 28. Într-o paranteză. Argument. Totul într-o paranteză. Așa. Așa, este egal. Egal la capăt. Cosinus de 7 pi supra 28. Se simplifică 7 cu 28 egal cu sinus de pi supra 4. Sinus de pi supra 4. Adică sinus de 45 grade. Egal cu sinus de 45 grade, nu? Și este egal cu radical din 2 pi. Aici, în față, sens. Egal cu, așa, egal cu radical din 2 pi 2. Așa, egal cu radical din 2 pi. Corect. Deci asta ar veni toată expresia asta. Exercițiul 2. Să scriem formula pentru cos de A plus B. Este egal cu cosinus de A ori cosinus de B minus sinus de A ori sinus de B. Așa. La punctul B. Se știe cos de X mai mic ca 0, sin de Y mai mare ca 0, se mai știe, virgulă, cos de Y 4 pe 5 și sin de x minus 12 pe 13. Minus. Minus 12 pe 13. Sin de x egal. Sin de x egal cu minus 12 pe 13. Da? Trebuie să calculăm cos de x plus y. Nu cos de a plus b, cos minus de x plus y.
косинус x плюс y. Păi, ce să facem oare prima dată? Observăm că sinusul de y este mai mare ca... Da, sinusul de y mai mare ca 0. Hai să calculăm prima dată, știu pe cos de y, nu? Da. Îl calculez pe sin de y, nu? Îl știu pe sin de x, îl calculez pe cos de x, da? După ce le-am toate patru valorile, trec și calculez cosul x plus y, da? Da. Bun. Atunci, pune cosul x plus y ca cu semnul întrebării. Ce zicem? Formula fundamentală. Cosinus pătrat de x. Așa. Plus cosinus pătrat. Plus sinus pătrat de y. X. X este egal cu 1. Așa, rezultă. Și pe ce nu scot? Cosinus 4. Nu, asta e cos de y, că aici e sin de x. Da, și va da... Deci eu calculez pe cos, pe cos de x, da? Da. Deci eu știu pe sin de x, eu calculez pe cos de x. Rezultă, cos pătrat de x egal cu... Egal cu 1 minus radic... 1 minus sin pătrat de x. Așa am scos. 1 minus sin pătrat de x. Rezultă. Cos pătrat de x egal cu 1 minus paranteza 1 sau minus plus direct. Nu, no, că vine minus și vine minus ridicat la 2. 12 supra 13 tot la 2. Așa. Rezultă că cosinus pătrat de x este egal cu 1 minus 144 supra 169. Da. Nu trebuie să pui paranteză, da? Mă, dacă tu l-ai pus, nu? Amplifică a fost 69 și rezultă cosinus pătrat de x este egal cu 25 supra 169. Așa. Deci mă rezultă cu cosinus de x. Ia fiți în ce zice comisia la început. Zice cos de x mai mic ca 0, nu? Da. Tot de aici rezultă 2. Cosinus de x, una pozitivă și una negativă. Ia pune tu două mustăți aici. Cos de x egal cu... Radical din... Radical din, deci prima soluție, cos x. 20. Cos x egal cu... Radical din... Radical din 25 supra 169. Adică egal mai departe cu 5 pe 13, nu? Da. Și a doua soluție, cos x... Cosinus de x este egal cu minus radical din 25 supra 169 și adică este egal cu minus 5 pe 13. Ei, din astea două soluții, tu iei pe aia negativ. Așa ți-o găție, da? Da. Și zicea. Deci, cos x egal cu minus 5 supra 13. Acum scalăm. Ce știu? Știu pe cos y să calculez pe sin y, da? Da. Pe care mi-l dă că e pozitiv. Sinus pătrat, cos y. Sin pătrat, sin pătrat de y. Plus cos. Plus cosinus de pătrat. Plus cosinus pătrat de y este egal cu 1. Așa, rezultă aici. Și rezultă că sinusul îl avem și aflăm... Nu. Ce avem? Nu, avem, avem cos de y. Și calculăm sinus. Sinus pătrat de x. Y. Y este egal cu 1 minus 4 pe 5. Da. Tot la 2. Așa. Rezultă. Sinus pătrat de y. Rezultă. Sinus pătrat de y este egal cu... 25. 1 minus. Da, adică fac direct 1 minus 16 pe 25. Așa. Și rezultă că sinus pătrat de y este egal cu 9 pe 25. 9 pe 25.
De aici ar trebui să obțin două soluții, nu? Da, și sinusul ne-l dă ca pozitiv. Așa. Deci luăm cea pozitivă și rezultă că sinus pătrat de y. Sin de y. Sinus de y este egal cu 3 pe 5. 3 pe 5, da. Cealaltă soluție fiind minus 3 pe 5, da? Da. Și acum aia să scriem. Cât este cos de x posibil? Ca formulă. Da. Cosinus de x ori cosinus de y. Așa. Minus sinus de x ori sinus de y. Și atunci înlocuiești. Rezultă cos de x posibil. Cosinus de x minus 5 supra 3 spasie ori cosinus de y 4 pe 5. Da. Minus sinus de x minus minus 12 pe 13 plus 12 pe 13 ori sinus de y 3 pe 5. Așa. Sau nici ei să nu îl simplificăm. Bă, da, ce e ceva greșit aici. Ia să... Sau pot mă văd că... A, vine minus. Minus sin de x, da? Și vine plus. Corect, da? Da. Nu, am văzut eu. Eu zic că să nu simplifici. Da. Și vine minus 20 supra 65 plus 36 supra 65. Da, și egal cu? Și este egal cu minus 16 supra... Nu, și asta nu cel mai mare, plus? Plus 16 supra 65. Da. Dacă tangent de x egal cu 3, e de ce o 3, da? Dacă tangent de x egal cu 3, trebuie să calculăm 2 cos de 3x, nu, 2 cos x, 2 cos x, plus 3 sin x, supra 3 cos x, minus 2 sin x. E, ia să vedem. Tangent de x, tu m-am zis că este cine? Sinus supra cosinus. Ia scrie, tangent de x egal cu sinus supra sin de x supra cos de x. Toată chestia asta, dacă reușesc eu să fac să apară sinus supra cosinus, nu? De exemplu, dacă am 2 cos x plus 3 sin x, ce ar trebui să-i fac eu să-mi apară un fel de sinus supra cosinus? Să le simplificăm pe... Ar trebui să-l împart pe ăsta, de exemplu, la cos x, nu? Toată expresia asta. Ei, ca să-l împart la cos x, hai să facem o următoare fază. Se cheamă, hai să scoatem factor comun forțat pe cos de x, la numărător. Și exact ca și o să facem și la numărător. Egal. Și scrie așa, cos de x... pe lângă, și aici vine 2 plus 3 ori sin de x supra cos de x, plus 3, de fapt vine așa, plus 3 sin x, taie 3 ăsta de jos și urcă la numărător, taie, vine 3 sin x supra cos x. Și asta se cheamă un fel de scoatere de factor comun forțat, adică în ce sens? Eu când desfac paranteza, iar vine cos de x ori 2, adică vine la loc cos de x, nu? Da. Iar când vine aici, vine cos de x ori 3 sin x supra cos de x și simplifică cos de x cu cos de x și rămâne expresia 3 sin x, da? Da. Deci iată ce am făcut aici. Am pur și simplu am forțat acest factor comun. Exact așa fac și la următor. Totul supra. Iarăși forțez factorul comun. Cos x. Cosinus de x. Pe lângă. Lângă 3 minus 2 sin x. Așa. Supra cosinus de x. Așa. Se simplifică cos de x cu cos de x.
și A cu cine? Egal. De la capăt egal. 2 plus... Nu, aducem la aceeași... Nu, nu mai duc la aceeași lucru, că revin la... Tocmai că vreau să folosesc acum că sin de x supra cos x este tangent de x. Da? Da. Iar eu aici am să rescriu ca sin de x supra cos x, am să rescriu ca tangent de x. Și zicem egal cu 2 plus 3 tangent de x supra 3 minus 2 tangent de x. Și acum înlocuiesc tangent de x că face 3, ceea ce știam. Deci egal cu 2 plus 3. 3 ori 3. Nu, vine 3 ori 3. Așa, supra. 3 minus 2 ori 3. Așa, egal cu 11 supra minus 3. Da, minus 11 plus 4. Da, și asta ar fi exercițiul. Exercițiul 4, punctul A. Să arătăm că tangentă de x plus y egal cu tangentă de x plus tangent de y plus tangent de y supra 1 minus tangent de x tangent de y. Și asta e o formulă care bine să o ține minte. Să o punem lângă sinus și cosinus. Da? Deci așa cum știm sinus de A plus B, cosinus de A plus B, sinus de A minus B, cos de A minus B, tot așa să știm tangentă de X plus Y și tangentă de X minus Y. Ia să scriem și o formulă asemănătoare pentru tangentă de X minus Y. Tangentă de X minus Y într-o paranteză, așa, egal cu tangentă de X minus tangentă de Y. Supra, totul supra 1 plus așa, tangentă de x. Tangent de y. Da? Și iată și formula pentru tangentă de x minus y. Păi, tangentă de x plus y egal cu... Nu, ai la capăt. Sau, hai să întoarcem pagina. Egal cu cine? Sinus? Noi știm că egal cu orice tangentă de sinus supra cosinus, nu? Linii de tranziție. Sinus de x. Așa. Supra... Nu, sinus de x plus y. Într-o paranteză. Supra cosinus de x plus y. Așa. Și acum să aplicăm formula pentru sinus și cosinus. Egal cu cine? Sinus de x plus y. Formula. Sinus de x ori cosinus de y. Așa. Plus sinus de y ori cosinus de x. Așa. Totul supra cosinus de x ori cosinus de y. Așa. Minus sinus de x ori sinus de y. Mai ține minte ce am făcut data trecută? Am făcut un fel de factor comun forțat, nu? Da. Hai să scoatem și aici factor comun forțat pe cine? Mie îmi trebuie sin de x pe cos de x. Ca să scot sin de x pe cos de x, îmi trebuie un cos x, factor comun forțat. Trebuie să scot și pe cos y tot factor comun forțat. Și egal cu cos x, cos y, factor comun forțat. Pe lângă. Și zicem așa, linii de fracție. Sin x cos y supra cos x, cos y. Așa. Cos y. Așa, plus? Plus. Altă linie de fracție. Sin y. Cos x. Așa. Totul supra. Totul supra cosinus de x. Cosinus de y. Așa. Totul supra. Iarăși factor comun forțat. Cos x, cos y. Pe lângă. Sinus. Nu. Aici rămâne...
cosinus de... Așa, cos x cos y supra... Supra cosinus de x, cosinus de y. Așa. Minus sinus de x, sinus de y. Totul supra cos de x, cos de y. Așa. Hai să vedem. Aștia doi se simplifică, nu? Mai departe, ce se mai simplifică aici? Se simplifică cos de x cu cos de x. Se simplifică... Și aceștia. Da. Și se, așa, acolo se simplifică tot. Iar acum nu se mai simplifică nimic, nu? Da. Egal cu... Egal de la capăt. Cu ce rămâne? Sinus de x. Plus sinus de y. Nu, sinus de x supra cine? Supra sinus de y. Cosinus de y. Nu, aici e sin x cos y. Asta s-a simplificat. Cos de y cu cos de y. În rămâne sinus de x. Era sin de x cos y supra cos x cos y. Cos y se simplifică aici. Da, uite aici. Era sin x cos y. Și aici atunci scris sin x cos x, sin x cos y. Ala. Și vine cos y supra cos y, da? Și rămâne sinus de y, taie, ca să rămâne, scrie mai frumos. Deci egal cu sinus de x supra... Cosinus de x. Așa. Plus... sinus de y. Așa. Cosinus de y. Așa. Totul supra... 1 1 minus sinus. Fii atent ce vreau. Hai să scriem așa. Sin 1 minus sin x supra cos x. Ori, ori sinus de y. Așa. Supra cos de y. Cos y. Iar sin x supra cos x pot să înlocuiesc cu tangent de x. Ia mai departe cu tangent de x. Plus tangentul de tangentul de y supra 1 minus tangentul de x ori tangentul de y. Așa. Și se... Și atâta rămâne. Da, tu asta și trasul de măsles, da? Chiar o viață asta trasul de măsles. Calculație e egal cu, aici trebuie să fie greșeală, trebuie să suportăm. E egal cu tangentă de pi supra 9. Tangentă de pi supra 9 plus tangentă de pi supra 18 supra 1 minus tangentă de pi supra 9 ori tangentă de pi supra 18. Tangente sinus de... Mm? Am putea scrie în loc tangente cosinus de... Nu, nu, nu. Păi ia-te tu aici. Păi e exact formula. Tangente de x plus tangente de y supra 1 minus tangente de x tangente de y. Vezi? Da. Exact această relație. Tangente... Deci de asta te-ai și pus al punctul A, asta e punctul B. Asta era punctul A, da? Asta te-a și pus la punctul A, să-ți aducă aminte formula lui tangentă de x plus y, da? Iar dacă tu te uiți în tangentă de pi supra 9 plus tangentă de pi supra 18 supra 1 minus tangentă de pi supra 9 tangentă de pi supra 18, tu de fapt ai tangentă de x plus tangentă de y supra 1 minus tangentă de x tangentă de y, da? Și el vine egal cu cine? Cu... Tangentă de... X plus y. Adică... Aș prefera să nu pui direct valorile. Deci egal cu tangentul de x plus y, da? Ai cu tangentul de... Pi supra 9. Așa. Plus pi supra 18. Așa. Într-o paranteză.
Tirau pe tangentă de pi supra 28 10^8 2 pi supra 18 plus pi supra 18 este egal cu... Nu pun într-o paranteză asta. Tot într-o pi argumentul tangent. 3 pi tangentă fără egal. Tangentă direct. Argument. 3 pi supra 18. Așa. Se simplifică 3 cu 18. Egal cu... tangentă de pi supra 6. Așa. Și este egal cu tangentă de 30 grade. Așa. Și este egal cu... S-o putem scrie derivarea radical din 3 pe 3. Egal cu radical din 3 pe 3. Așa. Să ducem la o formă mai simplă, exercițiu 5. Cos de 3x minus cos de 5x supra sinus de 5x minus sinus de 3x. Egal cu cosinus de paranteză 4x minus x minus cosinus de 4x așa plus x așa totul supra totul supra sinus de 4x plus x așa minus sinus de 4x minus x. Așa. Și aplicăm formulă, da? Deci egal cu cos de a minus b, nu? Cosinus de 4x cos x cos a cos b, da? Ori cosinus de x, da? Așa. Plus așa. Sinus de 4x ori sinus de x. Așa. Totul. Nu, nu, nu. Asta trebuia fost cosinus de a minus b. Minus. Minus cosinus de 4x ori cosinus de x. Așa. Minus sinus de... Minus în formulă, dar mai e un minus în față. Plus, da. Sinus de 4x. Așa. Sinus de x. Așa. Totul supra. Și începem din coace. Sinus de a plus b. Sinus de 4x. Ori sinus de ori cosinus de x. Așa. Plus sinus de x ori cosinus de 4x. Așa. Minus. Minus sinus de 4x. Cosinus de x. Așa. Minus cu minus va fi plus. Așa. Sinus de x cosinus de 4x. Așa. Ia să vedem ce se reduc. Cos de 4x. Nu, toate expresiile. Dar e mai lungă așa.
vin tot produsul ăsta, se simplifică, se duce cu cos 4x cos x, cu cos 4x cos x, da? Ăștia doi, în schimb, sunt cu minus amândoi, da? Da. Și vine, ăsta e cu minus, asta e cu plus aici, da? Asta e plus sau minus? Da. Da, plus. Plus și plus, da? Plus și plus. Deci e egal acolo. Și vine 2 sinus de... Sinus de 4x ori 2... Ori sinus de x. Nu, e că 2 ori, 2 ori asta, ori asta. E produs, da? Ori sinus de x. Totul supra. Ia să vedem la aici, ce avem. Avem sinus de 4x cos x plus sinus de x minus sinus de 4x cos x. Deci ăștia doi se reduc. Sinus de 4x cos x cu minus sinus de 4x cos x. Și aici avem sin x cos de 4x, care se adună. Și vine 2. Sinus de x ori cosinus de 4x. Se reduce 2, se simplifică 2 cu 2 și se mai simplifică sin x cu sin x, nu? Și e egal cu cine? Sinus de 4x supra cosinus de 4x. Adică egal mai departe cu tangentă? Tangentă de 4x. Tangentă de 4x, da. Și iată ce înseamnă să ducem la o formă mai simplă. Toată expresiunea. Da? E, acum exercițiul 6. Zice să transformăm un produs. Ia să scriem exercițiul 6. Să transformăm un produs. Cos de pi supra 12 plus cosinus de 5 pi supra 12. Pentru asta vom folosi formula cos x plus cos y. Ia scriem formula asta. Cos x plus cos y egal cu 2 cos de x plus y supra 2 cos de x minus y supra 2. Așa. Deci asta e o formulă care să încercăm să le ținem minte. Mai sunt 4 formule, nu? 5. Hai să vedem. Deci avem un cos de a plus b, cos x plus cos y, egal cu cosinus de egal cu 2, nu, egal cu 2 cos, 2, nu, punem față un 2, 2 cos de x plus y supra 2, adică pi supra 12, mai sus un pic, mai sus, pi supra 12, plus 5 pi supra 12, totul supra 2, așa, cosinus, iar, de pi supra 12, minus 5 pi supra 12, iarăși totul supra, nu, fără să-l bagi și cosinus, tot argumentul ăsta e supra 2, și iarăși supra 2, da? Deci, și pune așa argumentul ăsta mare, chiar dacă nu e nevoie, pune-l ca să-l vedem mai bine. Așa. Egal cu 2, 2 de aici în față, da? Ori cosinus. Și acum să adunăm. Pi supra 12 plus 5 pi supra 12 vine 6 pi supra 12 și iarăși supra 2. Supra 2. Da? Paranteză așa înaltă, cosinus, cosinus de minus 4 pi, așa, supra 12, totul supra 2, așa, egal de la capăt, 6 cu 12 se simplifică, 1 și 2, și acum fii atent, vine pi supra 2 împărțit la 2, nu? Da, se simplifică și... Nu se mai simplifică. Vine pi supra 2 ori 1 pe 2. Adică pi pe 2. Pi supra 2 ori
ori 1 pe 2, pi supra 4. Pi supra 4, da. Deci în 2 cos de pi supra 4, cos, paranteză, se simplifică 4 cu 12, minus pi supra 3 ori 2 supra 1. Împărțit la 2 supra 1. Asta împărțit la 2 supra 1. Pi supra 3 ori 1 supra 2. Așa. Și va fi 4 pi supra... Nu, pi supra 3 ori 1 pe 2. E înmulțire. Tu aici greșești, că l-adun. Deci pi supra 3 ori 1 pe 2. Pi supra... Nu, 4 pi înmulțim cu... Nu, pi supra 3, scrie pi supra 3 ori 1 pe 2. Păi de aici, pi supra 3 ori 1 pe 2. E înmulțirea două fracții. Se înmulțesc numărătorul și numărătorul între ei. A, da, că nu e 4. A, dar 4 nu mai e 3. Pi supra 6. Așa. Deci, cos de minus. Vezi că mai e și un minus. Pi supra 6. Funcția cosinus, ce fel de funcție este? Pară sau impară? Impară. Nu. Funcția cosinus este funcție pară. Funcția sinus e impară. Dacă funcția cosinus este pară, cos de minus x egal cu cos de x. Adică cos de minus pi supra 6 egal cu cosinus de pi supra 6. Să reținem. Sinus este impară, cosinus este pară. Da? Yeah. Deci, când ai, dacă cosinus este pară, înseamnă cos de minus x egal cu cos de x. Da? Yeah. Și egal cu 2 ori cos de pi supra 4 vine cosinus de 60 grade, 45. Așa, adică? Cosinus de 45, radical din 2 pe 2. 2 radical din 2 pe 2. Ori? Cosinus de 30 de grade. Nu, pe supra 6. Da, 30 grade, scuze. Adică ori? Ori minus. Nu, că n-ai minus. Minusul a dispărut. De la faptul că e cosinus funcție pa. Cosinus de 30 de grade, radical din 3 pe 2. Așa. Se simplifică 2 cu 2. Și egal cu... Radical din 6 spre 2. Așa. Și asta e. Și ultima. Arătați că tangentă de alfa plus tangentă de beta plus tangentă de beta supra tangentă de alfa minus tangentă de beta. Alfa îl face așa. Și eu îl fac mai... Așa. Până... Minus tangentă de beta. Să arătăm că e egal cu sinus de alfa plus beta. Dar ai minus acolo, nu? Egal, minus. Egal cu sinus de alfa plus beta. Plus beta supra alfa plus beta în paranteză sinus de alfa minus beta. Așa. Hai să luăm prima expresie și să vedem dacă ajungem la adu. Tangentă de alfa, iar mi-a făcut A, plus tangentă de beta supra tangentă de alfa minus tangentă de beta. Păi să începem să scriem. Tangentă de alfa ce înseamnă? Sinus, formula tangentă, da? Sinus supra cosinus. E egal cu? Sinus de alfa. Așa, sinus de alfa. Supra. Supra cosinus de alfa. Așa. Plus. Plus sinus de beta. Așa. Supra cosinus de beta. Da. Totul supra. Totul supra. Sinus de alfa. Da. Supra cosinus de alfa. Da. Ne faci un curut lira selină, iese de acolo din alfa. Sinus de lira selină.
Minus? Minus sinus de beta. Așa. Supra cosinus de beta. Egal cu. O ducem la același numitor. Asta o amplificăm cu. Cosinus de... Nu, cu beta. Cosinus de beta. Cea de-a doua o amplificăm cu... Cosinus de alfa. Așa. La fel și la numitorul celălalt. Așa, egal cu... Sinus de alfa. Cos de beta. Așa, sinus de alfa. Pe lângă... Nu, sinus de alfa, cos de beta. Plus, hai să scriem în continuare toată expresia. Plus. Sinus de beta. Cos de alfa. Cos de alfa. Totul supra. Cosinus de alfa. Cos de alfa. Cosinus de... Cosinus de beta. Așa. Și vorbim tot... Totul supra. Sinus de alfa. Cosinus de beta. Minus sinus de beta. Cosinus de alfa. Așa. Totul supra. Totul supra. Cosinus de alfa. Așa. Cosinus de beta. Așa. Egal. Recunoaștem sin alfa cos beta plus sin beta cos alfa. Formula lui. Sinus de a minus de da, cos. Da, alfa și beta. Na? Egal cu sinus de... Sinus paranteza. De... Alfa. De... Alfa. Alfa plus beta. Așa. Supra. Supra cosinus de alfa. Cosinus de beta. Da. Totul supra. Supra. Sinus de alfa minus sinus de beta, no, minus beta. Supra cosinus de alfa minus cos alfa cos beta. Cos alfa cos beta. Și acum se împarte fracția de aici, se împarte la fracția de aici, da? Sau prima fracție se înmulțește cu inversa celei de două. Egal cu? Sinus de alfa plus beta supra... Într-o paranteză alfa plus beta. Cosinus de alfa cosinus de beta. Ori cosinus de alfa cosinus de beta supra... sinus de alfa. Minus beta. Se simplifică. Cos alfa, cos alfa. Cos beta, cos beta. Toți. Da, se simplifică și rămâne. Nu, nu, nu. Acolo e alfa plus beta, aici e alfa minus beta. Rămâne sinus de... alfa plus beta. Așa. Supra sinus de alfa minus beta. Da. Și asta era de ce arăt. Da. Bun.